Zile de doliu în satul în care a copilărit interpretul Iurie Sadovnic. Prietenii și localnicii sunt pur și simplu șocați de cele întâmplate. Maestrul le-a dus faima satului prin muzica sa. Era și cetățean de onoare al localității. Pe lângă asta, de-a lungul carierei, a obținut și alte distincții de stat. Satul Suslin din raionul Orhei era considerat locul de suflet al interpretului. Povestea despre acest colț de rai ori de câte ori avea ocazia. Acasă e foarte bine, acasă e ca nicăieri și mai ales mă simt bine atunci când vin singur în casă părintească. În casă părintească e bine. Artistul a copilărit și și-a petrecut ultimii ani din viață la Susleni. La începutul pandemiei, Iurie Sadovnic s-a întors la Chișinău. Prietenii spun că interpretul obișnuia să vină aici pentru a compune muzică și pentru a se pregăti de concerte. Mihail Golban este cel mai bun prieten al maestrului. Împreună au format un ansamblu în localitate. Împreună au cântat. În ultimii trei ani, acesta era șoferul personal al lui Sadovnic. Îl ducea pe la concerte, evenimente și chiar pe la rude. Bărbatul povestește că pandemia l-a afectat foarte mult pe interpret, dar chiar și așa nu crede că s-a sinucis. Sadovnic niciodată nu s-a plâns de probleme de sănătate și nici nu era o persoană depresivă. La Șoldănești ne-am făcut ultimul concert, trebuie să cântăm la Filarmonica Națională, după aceea trebuie încă un Orhei. Și dacă s-a început pandemia, tot s-a terminat, dumnealui s-a luat gitara și s-a dus la Orhei, la Chișinău și am terminat. Nu cred că eu... N-am înțeles, deși am ușa am o sutcă de când mă gândesc la chestia asta și nu mă înțeleg, deși. Mihail Golban zice că Iurie Sadovnic și-a dorit dintotdeauna să fie înmormântat la cimitirul din Susleni, alături de părinții săi. Dacă de la scaunul ăsta și până în cărarea aceea, aici este loc. Nu așa și eu chiar s-o plănuit, cum, mă rog, și eu așa, cine nu a vrut să sadă ca lângă părinți, poate. Chiar așa discutăm bărbătești, chiar că eu vreau aici, lângă tata și lângă mama. Iar Andrei Boguș, unul dintre colegii de clasă ai regretatului artist, povestește cu lacrimi în ochi că pasiunea lui Sadovnic pentru muzică putea fi observată încă de pe când devenise adolescent. Primele instrumente muzicale și le-a confecționat singur, ne-a spus Andrei Boguș. E făcut într-un mod oarecum, după ideea lui, că ar trebui să poată să produc și avea un sunet. Instrumentul pe care l-a făcut. Trecând ani, dumnealui a șlefuit întrebarea până a ajuns ceea ce și-a dorit. E foarte dureros. Nici până acum localnicilor nu le vine să creadă că artistul și-a pus capăt zilelor. Îl amintesc cu un om foarte bun. Cu toți copiii saluta, cu toată lumea. Toți îl iubeau, toți îl stimau. Când am auzit știrea asta, ne-au șocat pe toți. E o pierdere mare pentru sat. Foarte mare. Ieri când am început a plânge. Extraordinar era eu. Trebuie să trăiesc. Trebuie să mai scrie despre viața dumnealui. Trebuie să fac concertul celui care l-am așteptat. A fost un om simplu, om de omenie. Îi pare rău. Trebuie să trăiască. Primăria din localitate va amenaja miercuri un loc special unde toți cei care l-au cunoscut și îi apreciază opera pot veni să aprindă o lumânare în memoria artistului. De-a lungul carierei, Iurie Sadovnic a obținut multiple distincții de stat. Printre acestea, artist emerit și artist al poporului, medaliile Meritul Civic și Ordinul Republicii. Interpretul este și laureat al Premiului Național.